Într-o beta Turnu Severin a fost înființată o stație de epurare a apelor uzate cu o capacitate maximă de 50.000 de metri cubi pe zi, însă deocamdată a fost realizată doar etapa mecanică, ceea ce presupune că purificarea se face doar din punctul de vedere al suspensiilor grosiere. După ce apele uzate de către populație trec prin stația de epurare, ajungând unele numai că acestea nu sunt purificate 100%, pentru a se ajunge în acest punct mai este nevoie de implementarea încă două faze, cea biologică și cea terțiară. Circuitul apei la epurare începe în zona grătarelor prin care se îndepărtează materiile din apă. După ce trece de această zonă, apa ajunge la deznisipatoare, unde se elimină particulele de dimensiunea nisipului. Apoi se trece în ultima fază a epurării mecanice, cea a decantoarelor primare, unde nămolul din apă se sedimentează. Ca obiective atinse, asta înseamnă 60% reducerea suspensiilor solide și un procent de 25% în reducerea consumului biochimic de oxigen. Pentru a crește calitatea apei care trece prin stația de epurare este nevoie de noi investiții pentru care se fac în această perioadă licitații. Se va face o extindere a procesului de epurare, incluzând această treaptă biologică. În momentul de față suntem în curs de licitații. Pe de altă parte, mai există încă gospodării neracordate la stația de epurare. Numai 85% din sistemul de canalizare din Turnul Severin este racordat. Stații noi de epurare apelor uzate rezultate din gospodăriile oamenilor se vor înființa în Strehaia, Cujmir și Gurav.